Bună dimineața, dragi ascultători, bine v-am regăsit! Voi discuta în continuare în această ediție a emisiunii Deschiderea de astăzi cu Răzvan Raț, director general adjunct al BRK Financial Group. Răzvan, bună dimineața, bine te-am regăsit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Bursa de la București a scăzut ieri prin prisma indicelui BET cu 0,28%. Am fost, să zic, decuplați de bursele internaționale, cele din Europa sau din SUA, care au fost pe plus ieri. Cum motivezi dinamica BET din ședința de miercuri? Ideea e aș face o comparație între piața din România și piețele externe. Am văzut în ședința de miercuri că acțiunile globale au crescut în contextul în care investitorii anticipează cumva cheltuieli substanțiale din partea SUA, în principal după ce secretarul de senat al trezoreriei a îndemnat legiuitorii să-și îndrepte atenția spre măsuri majore de salvare a economiei și să lase îngrijorările legate de acumularea datorilor pentru mai târziu. Atunci, cel mai probabil, investitorii se așteaptă la noi stimuli și noi planuri pentru ajutarea economiei. De aici și entuziasmul pe piețele externe, comparativ cu situația de la noi. Ar mai fi încă o diferență, să zic așa. În America, în momentul ăsta, este perioada de raportări financiare, de unde și evoluția pozitivă pentru unele acțiuni care au rezultate peste estimările analiștilor, pe când la noi în piață raportările încep undeva prin februarie. SNP este prima care va publica situațiile financiare începând cu 4 februarie. Cel mai probabil atunci o să vedem și în piață la noi o mișcare mai accentuată, o să fie și o perioadă de volatilitate, dar în general piețele sunt corelate. Ca atare ne putem aștepta la o evoluție pozitivă și la BFB în perioada următoare. Lichiditatea totală s-a ridicat la 69 de milioane de lei, dublu față de rulajul din ședința precedentă, dar ușor sub media zilnică a acestui an. O parte din rulaj a fost asigurat de 4 tranzacții speciale, 2 la Banca Transilvania în valoare de 6,4 milioane de lei și alte 2 la OMV Petrom de aproape 3 milioane de lei împreună. Exceptând aceste tranzacții de tip deals, cele mai lichide acțiuni au fost fondul Proprietatea, 7,4 milioane de lei tranzacții, Banca Transilvania cu rulaj de 5,7 milioane de lei și Transgaz cu tranzacții de 4,9 milioane de lei. Răzvan, ce părere ai de lichiditate? Lichiditatea este în creștere comparativ cu anul trecut, ceea ce este un semnal bun pentru piață. Înseamnă că se fac tranzacții, cel mai probabil intră și bani noi în piața de capital. Ca și top, eu cred că e un top obișnuit, FP și TLV în ultima perioadă, tot timpul sunt top ca și cele mai tranzacționate acțiuni. Transgazul, într-adevăr, nu prea e o acțiune foarte tranzacționată, dar și aici, dacă am exclud de tranzacția, a fost o tranzacție de 15.000 de acțiuni, dacă am exclud de n-ar fi în top și ar fi următoarea SNP, care, la fel, FP, TLV și SNP cam destul de des le vedem în topul lichidității la BFB. Am ales să te întreb astăzi mai multe despre BRD, ca acțiunea zilei. În timpul ședinței, la un moment dat, avea cea mai mare scădere din componența indicelui BET, ulterior s-a mai diminuat, vedem acum că are cea mai mică scădere din rândul celor care au scăzut. Ce potențial are? Cum o vezi în perioada următoare? Dacă ne uităm la acțiunea BRD, în ultima perioadă, valoarea tranzacțiilor a fost în creștere. Cel mai probabil este și datorită așteptărilor că va distribui un dividend atât din profitul oferent anului 2020, cât și din profitul nedistribuit în 2019. Știm că anul trecut a fost convocată AGA, era o propunere de dividend și la solicitările BCE au amânat distribuirea dividendului și discuția era să fie în anul 2021, să fie și pentru 2020 și pentru 2019. Aici va depinde foarte mult și de gradul de distribuție care o să-l propună ei, dar chiar și la un grad de distribuție, să zic, de 45-47%, care a fost cam cel mai mic din ultimii 5 ani de zile, ne putem aștepta la un dividend destul de mare, undeva între 1,5-1,7 lei pe acțiune. Cred că de aici și entuziasmul pe acțiune și interesul. Dacă analizăm cele mai mari dinamici, negative sau pozitive, pe acțiunile care au avut și rulaje mai mari de 50.000 de lei, podiumul creșterilor este ocupat de Biofarm cu un plus de 6,1%. Aici am avut tranzacții de 433.800 de lei. Rom Carbon, creștere de 5% pe tranzacții de 693.770 de lei și Bittnet, minus 4,7%, rulaj de 1,14 milioane de lei. La polul opus s-au poziționat MedLife, scădere de 2,3% și tranzacții de 2,3 milioane de lei. Următorul loc Digi, scădere de 2% și rulaj de 412.500 de lei. Și pe locul 3 Sfera Group cu un minus de 1% pe tranzacții de 183.900 de lei. Ce vă spune despre creșteri și scăderi? Despre creștere, acum menționat de Bittnet, eu cred că e legată destul de mult și de anunțul care a apărut cu Dendrius Solution, care e o companie deținută de 100% de către Bittnet și au anunțat marți că au semnat un contract de 22,8 milioane de lei cu Ministerul Apărării pentru furnizarea de echipamente IT. Cred că și asta a influențat evoluția prețului, plus că la Bittnet știm că în perioada asta este... se tranzacționează și drepturile aferente majorării de capital. Am văzut că și aici au fost tranzacții destul de multe și pentru drepturi și interesul pare a fi în creștere pentru acționari. La fel, ziceai și de bio. Acum, dacă ne uităm la valoarea tranzacțiilor în ultima perioadă, avea o medie undeva la 40-50.000 de acțiuni, s-au făcut undeva la 860.000 de acțiuni. Și înseamnă că la acțiunile care sunt mai puțin lichide, în momentul în care apare un cumpărător care vrea să achiziționeze un pachet mai semnificativ, automat trebuie să crească un pic prețul ca să își găsească contraparte. Vorbeam mai devreme de Bittnet, o companie care a trecut recent și a făcut transferul de pe piața Aero, pe piața principală. Răzvan, la bursa de la București a avut loc de la începutul acestui an un raliu, să spun așa, al companiilor de pe piața Aero, în special al celor mai noi intrate în ringul bursier, iHunt, Noroferta, Ascendia, Life is Hard, Hold Agri Invest. Cum explici această tendință de apreciere? În ultima perioadă, chiar și anul trecut, s-a observat că interesul investitorilor pentru emitenți noi este în creștere, vor cumva marfă nouă pe raft, vor să-și diversifice portofoliile, dar evoluțiile pentru societățile care le-am menționat în ultima perioadă au fost cumva și punctuale, datorită știrilor care au apărut. De exemplu, în cazul Life is Hard, furnizorul de software a anunțat că are intenția să achiziționeze integral firma locală InnoByte. E o firmă locală specializată în implementarea de soluții software, care anul trecut au avut o cifră de afaceri de 1,8 milioane de euro. Cumva, strategia Life is Hard este de a-și lărgi area de expertiză în domeniul tehnologiei, având în vedere contextul actual și cu evoluția digitalizării tot mai accentuată în urma pandemiei COVID. La fel, în cazul Holde am văzut prețul cerealelor care este în creștere. La grâu, în principal, este undeva la maxim ultimul 7 ani din cauza unor taxe suplimentare stabilite de către Rusia pentru exporturile de cereale. Deci, pe lângă interesul investitorilor, în mare parte pe societățile astea am avut și o știre punctuală și de aici și evoluția. Am mai vorbit în edițiile trecute despre sectoare care ar putea să performeze bine sau, dimpotrivă, sectoare care ar putea avea de suferit pe fondul pandemiei. Vreau să întreb de data asta ce sectoare care au fost afectate de pandemie crezi că au cel mai ridicat potențial de revenire în perioada următoare? În perioada următoare, revenirea, eu zic că ține foarte mult și de prevenirea economică în general. Ne așteptăm la o revenire economică, dar... probabil că o să fie mai puțin accentuată decât previziunile inițiale. E destul de greu de estimat impactul total al pandemiei, deoarece economia a fost ajutată de măsurile guvernelor. Impactul o să fie resimțit și în 2021, în special în domenii precum Horeca sau aeronautic. Dar, în aceeași măsură, ne putem aștepta, de exemplu, la sectorul aeronautic în 2021, să aibă o revenire în prima fază la o capacitate mai redusă, deoarece trebuie încă respectate măsurile de siguranță, iar pe măsură ce procentul persoanelor care o să fie vaccinate o să crească, probabil că o să vedem și o revenire susținută, cumva să zic că o să mergem spre o normalitate. Acum, comparând cu 2019, e greu să definim ce înseamnă normalitate în zilele de astăzi. La fel, mă aștept și la să continue o reorientare dinspre sectorul tehnologic, zona care a avut o evoluție foarte bună anul trecut și chiar și la începutul anului, spre acțiuni care să oferă anumită siguranță în perioada următoare, care oferă un dividend clasicele acțiuni cu dividend constant, care îți oferă un randament peste dobânzile bancare, în funcție și de domeniile preferate cumva și de politicile guvernelor, de politicile interne. Aici avem un exemplu din America, unde actualul președinte preferă anumite domenii, cum ar fi cel al producătorilor de energie verde. Dar în perioada următoare, eu zic că piața de capital poate să beneficieze și de bani suplimentari. Odată cu scăderea de către BNR a dobânzii de referință, mă aștept ca investitorii să caute alternative la dobânzile oferite de depozite, să-și asume riscuri mai mari pentru a obține randamente peste depozitele bancare și să investească, nu știu, cel mai probabil titluri de stat, obligațiuni sau chiar acțiuni. Din luna mai încolo vor apărea convocările AGA la marile companii listate, în care se vor vota și dividendele care ar urma să fie distribuite din profitul pe 2020. Avem așa orientativ idee de cum ar putea arăta raportările pe 2020, iar în februarie va începe și sezonul raportărilor, spuneai tu mai devreme de Petrom, pe 4 februarie. 4 februarie SNP, da, prima societate. Așadar, ce companii te aștept să-și mențină sau chiar să crească dividendul, respectiv la ce companii te aștept să îl diminueze sau chiar să-l suspende? Mă aștept la rezultate bune în continuare la societățile care au confirmat la 9 luni. Aici cred că putea să includem Electrica, Transelectrica, Teraplast, Electrica, Compet și BRD, că vorbeam mai devreme de el. La Electrica și Transelectrica, pentru întreg anul 2020, profitul va fi cel mai probabil dublu față de 2019, dacă ne uităm și la situațiile de la 9 luni, iar dacă luăm în calcul o rată de distribuție undeva spre 80% în cadrul Electrica și la o distribuție de 60% la Transelectrica, automat dividendele plătite vor crește ca și sume brute, comparativ cu anul trecut. Companiile puternic afectate de COVID, precum Sfera sau cele din domeniul hoteler, Horeca, nu cred că vor distribui dividende. Poate chiar că o să încerce să atragă finanțare prin intermediul pieței de capital. Aici ar fi și excepții în cazul societăților care au reușit să estreneze unele active imobiliare și atunci să distribuie dividende din banii încasați. Răzvan, ultimul subiect, a apărut acea strategie a Autorității de Supraveghere Financiară pe următorii ani. O să citesc așa câteva dintre punctele pe care le-au prezentat ei acolo. Promovarea finanțării prin piața de capital pentru companiile de stat, acordarea de stimulente fiscale pentru IMM-urile care alerg bursa ca finanțare, continuarea emiterii titlurilor de stat, coordonarea celor 3 sectoare ale ASF, bursa, asigurări și pensii private, de către o direcție generală pentru reducerea birocrației, diversificarea pieței asigurărilor, dar și implementarea tehnologiei blockchain pentru evaluarea riscurilor de la nivel sistemic. Cum ți se par planurile din strategia ASF? Planurile strategice ale autorității sunt îndrăznețe, dar pot să spun că sunt absolut necesare în perioada asta. Sunt discuții în prezent între reprezentanții entităților pieței de capital și ASF pentru eliminarea birocrației prin metode care să nu implice modificări legislative, care sunt de asemenea consumatoare de timp și alte resurse, prin creionarea unui punct unic de raportare care să fie benefică prin reducerea resurselor necesare aferente întocmirii, verificării și procesării volumului de raportări, în continuă creștere în ultima perioadă. Pot să-ți dau un exemplu. Noi, ca și BRK, în momentul de față, raportăm ca și societate listată și ca și intermediar autorizat, ceea ce implică un volum mai mare de resurse alocate. Strategia ASF, așa cum a fost prezentată de către domnul Nicu Marcu, în repetate rânduri și în media, este una binevenită din acest considerent în rândul participanților la piață. Iar utilizarea tehnologiei blockchain pentru digitalizarea anumitor procese la companiile listate și pentru deschiderea conturilor online nu poate decât să completeze strategia ASF și astfel lucrurile să se îndrepte spre o direcție mai bună și să vedem un interes mai mare înspre domeniul acesta. Bine, Răzvan, mulțumesc de discuție. Ne auzim data viitoare. Bine, mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, încheiem aici emisiunea Deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost Răzvan Raț de la BRK Financial Group. Vă mulțumim mult pentru atenție. Numai bine! ai Aleph News. Știu ce spun. Am primit a patra tranșă de vaccin. România lucrului bine făcut se vede pe bicepsul lui Iohannis. Iron Man și Hulk au cerut audiență la Cotroceni. Și recomand tuturor vaccinarea. Știu ce te interesează. România se întoarce la educația clasică. Majoritatea școlilor se vor redeschide. Senzația mea e că președintele n-a spus de fapt nimic. Știu cum să te fac curios. Să fii vegan pentru o lună. Dar ce întreținem burta asta, că parcă nu merge cu păstârnac. Așa la mine mă refer, vă spun. Știu, păi. Iar numele pe care voi îl dați acestui burger, îl voi păstra. I-am spus, știu. Nu, fii atent că trebuie să fie scump ăsta, că... Știu cum să te emoționezi. Polițiștii cu bulgări. O acțiune spontană a colegilor noștri se poate înțelege sau deduce de aici că și noi, polițiștii, suntem oameni. Știu să conving. Ordonanța pregătită de Ministerul Sănătății îi obligă pe primari să ia bani de la copii. Un lucru imposibil, spune Emil Boc de la Cluj. Arată lipsa de profesionalism și de organizare. Suntem țara în care, bă, parcă suntem extraterestri. Știu să câștig. Hai la burgeri? Nu. Bun, ne oprim aici, Ioana. Știu, deci știi. M-am simțit minunat. Sigur, am plecat mai informați. Știu. Caută Aleph News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă.